E bun să cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Eu sunt slujitor în adunare, nu sunt păstor principal, nici mulți alții înaintea mea, dar sunt și eu acolo. Și când am citit versetul ăsta, mi-am pus o întrebare. Oare la noi în adunare, la Bosanci, eu din Bosanci? Dar hai să întreb la Daia, că suntem mai de acasă. Sunt unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Să fie? Eu m-am întrebat, măi, oare câți ani au să fii copii tine? Oare să fii mai bătrân care să nu cunosc pe Dumnezeu? Că asta e rușinea mea. Asta e rușinea mea. Să fii mai începători în pocăință, să aibă poate ani de pocăință și să nu-L cunoască pe Dumnezeu? Oare ăștia au drept de vot? În adunare îi votează și ei? Eu mi-am pus câteva întrebări. Oare slujește vă unul din aceștia care nu cunosc pe Dumnezeu? La Daia cum e? Eu știu cum e la noi. Și atunci am spus că un mare pericol, dacă la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oamenii care nu cunosc cuvântul. Oamenii care nu cunosc cuvântul. Și ăsta este un mare pericol. Căci cuvântul care Dumnezeu și-a relevat voia Lui prin cuvinte. Și cuvintele ar trebui să derive din cuvânt. Toate cuvintele noastre să-și aibă rădăcina în cuvânt. Domnul să ne ajute. Amin. Și niciun cuvânt, fie că e rema sau logos, cuvânt vorbit sau scris, e Luca 1:37, niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Apostolul Pavel face radiografia bisericii din Corint și în 2 Corinteni 7:5 spune o vorbă. De afară lupte, din lăuntru temere. Și m-am gândit eu, de ce se temea Apostolul Pavel? De ce se temea? Că el nu era un om tare fricos. Dar uitându-se ne spune la cei din Corint, măi, cam asta e situația. Nu se potrivește versetul ăsta și la noi? Frate slujitor, Iosif, frate mure, nu se potrivește și la noi? De afară lupte, și nu vorbim de luptele de afară, că ne trebuie să facem noapte de veche. Dar dinăuntru Pavel avea niște temeri. Care era temerile astea? 2 Corinteni 11:3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Pavel să temea este un pericol. E pericolul să strice gândurile. Și îi pericolul ăsta. Mai dăm o foaie acolo și în Corinteni 12. Spune, mă tem că atunci când vin la voi să nu fie gălceavă, certuri, dezbinări, dispute verbale. Ce nu se mai întâmplă între pocăiți la câte o adunare generală, odată unul spunea, vreau să spun și eu ceva. Și am spus, frate, stai la rând că vorbește altul. Dacă stau la rând, pui ce au să spun și eu trebuie să spun. Și n-au nici rând, n-au nici răbdare să... Și mai sunt și de astea. Și Pavel spune, măi, mă tem de gânduri să nu se strice, mă tem de discute verbale, mă tem ca nu cumva la venirea mea să trebuiască să plâng pe unii care au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de curbile lor, de... Știți, vă rog, mai jos acolo. Adică trăiesc într-o stare păcătoasă mai departe. Tare se temea Pavel de asta. Și mai avea o teamă la care mă opresc. În Galateni, capitolul 4, versetul 11, spune, mă tem să nu mă fi ostenit degeaba între voi. Dar ce determină pe Pavel să spună vorba asta? Băi, dacă voi mai țineți zile noi și sabate și multe obiceiuri care încă n-ați renunțat la ele, încă țineți așa de tare la legea din care trebuia să ieșiți, după ce eu v-am învățat, eu mă tem că m-am ostenit degeaba între voi. Aici e pericolul ignoranței, a necunoașterii.
Revin la teama lui Pavel. Sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Unii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și necunoașterea asta influențează în primul rând învățătura. Necunoașterea. Că acolo Apostolul Pavel vorbește în Corinteni. A 1:15, în jos, de la 33-34, vorbește imediat de învierea morților. Dar spune că ăștia care se strecoară printre noi, aduc erezii, strecoară pe furiși anumite lucruri și promovează mult necredința. Fraților, sunt filozofi din ăștia care desfică firul în patru și din cauza copacelor nu mai văd pădurea. Există la ora actuală o amenințare între credincioși cum n-am avut-o până acum. Oameni care contestă autoritatea Scripturii. Oameni care au ajuns să spună că Avram și Moise sunt personaje fictive, inventate de evrei să dea bine la istoria lor. Oamenii ăștia predau cursuri de teologie la copiii noștri, copii care dăm să învețe la dânsă, și acum făcând parte și din comitetul executiv și din consiliu, s-a pus problema unor astfel de învățători cu numele, care au cărți scrise, ceea ce vă spune eu scris în carte. Noi dăm copiii la ei la facultate, ei vin și ne învață elevii la școală și îi întreb cine învață. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii ăștia strecoară anumite învățături din asta. Eu am fost surprins, eram odată la o căsătorie și niște frați de la noi, din adunare, care au crescut pe băncile adunare, spune, băi, frate, dragul, tot trebuie să fim numai așa, băi. Că sunt greșeli în traducerea lui Cornilescu, nu e chiar așa cum a spus Cornilescu. Mai citește și tu o carte, pe aici, pe acolo. Cărți din astea care seamănă necredința. Aduc necredința în mintea acelor mai ales necrezători, și ne confruntăm cu mari probleme în adunare. Că spunea odată, ce se întâmplă la aceea, un filozof de ăsta îi spunea la o femeie bătrână, mă, atunci n-are cum înghiți un pește pe, să înghiți un om, n-are cum, că peștele are gâtița înstrâmtă. Și sora îi spune înapoi, dacă scrie că Iona a înghițit peștele, eu așa credeam, că a înghițit Iona balena, așa scrie. N-au fost contestate autenticitatea și autoritatea Scripturii așa de mult ca până acum. V-am spus, recent, cu 2-3 săptămâni, un grup de frați, toți patroni, toți cu stare bună, toți cu bani, toți care au făcut drepturile cu bani, așa cum se fac ele, și nu știu dacă nu au cumpărat și doctorate, îmi spunea, băi frate, dragul, dar ești rămas în urmă. Nu s-a rămas în urmă. Eu cred ce scrie aici, eu cred cuvântul. Dar ca să crezi cuvântul, trebuie să cunoști cuvântul scris, dar trebuie să-l cunoști pe autor, pe Dumnezeu. Și sunt unii printre voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră, spun. Și rușinea asta e a păstorilor, e a slujitorilor, e a biserice. Oamenii ăștia promovează astfel de învățături, contestă învierea, că acolo e contextul învierii scrie, nu, ce înviere, Doamne? Și vine Apostolul Pavel și ne vorbește așa de frumos, nebun ce ești. Păi dacă nu moare, ce-i sămânat? Și explică cum va fi învierea. N-ai cum să le spui la oamenii ăștia. Și promovează plăceri păcătoase. După ce nu cred în înviere, nu cred în autoritatea învățăturilor, și ce spun? Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Așa scrie în Biblie. Și oamenii ăștia sunt periculoși în adunare. Pentru că ignoranța sau necunoașterea afectează învățătura. Să ne dea Domnul înțelepciunea și dorința de a cunoaște Sfânta Scriptură. Și mă rog Domnului să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Necunoașterea afectează slujirea. Numai învățătura care se dă așa
la balcon sau prin colț. Afectează slujirea. Scrie în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau oameni răi. Ei nu cunoșteau pe Domnul. Știți ce făceau oamenii ăștia? Păi ăștia erau centru atenției, domnule. Ăștia aveau filateliile late, ăștia aveau poifuri ridicate. Toată lumea aducea un sarman, un evreu aducea un vițel, ia-l-o părinte și în junghie. El era în centru atenției, el era preot în Israel. Nu cunoșteau pe Domnul. Cum poate slujim un om care nu cunoaște pe Domnul? Cum poate slujim un om care nu cunoaște cuvântul? Și atâția mai sunt din ăștia care slujesc, dau mări, ei vor să fie învățători ale legii, spunea Pavel, nu știu nici ce spun, nici ce urmăresc. Să ne păzească Domnul din ei. Și oamenii ăștia slujeau. În versetul 7 spune, făceau un mare păcat, ei ne socoteau darurile Domnului. Concept, adică jertfele ceremoniale au încetat. Odată ce Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Dar conceptul de jertfă a rămas și în Noul Testament. Roman 12:1. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Psalmul 50:23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă. Evrei 13:16. Nu uitați milostenia că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Și alte jertfe care le aduce. Conceptul de jertfă a rămas. Și principiile din Vechiul Testament după care se aducea jertfa au rămas valabile și astăzi. Dar nu vorbim despre jertfe. Oamenii ăștia ne socoteau darurile, jertfele care se aduceau la Dumnezeu și era afectată slujirea lor din cauza că nu cunoșteau pe Domnul. Nu cunosc pe Domnul. Eu aș vrea ca la Daia Română și la Sebeș și la Bosanci să-L cunoaștem pe Domnul. Amin. Că scrie în Ieremia 2:8, preoții n-au întrebat, păzitorii în lege nu mă cunosc, preoții nu m-au întrebat, prorocii prorocesc după Baal. Astea toate sunt slujiri, preoți, cărturari, proroci, pentru că nu mă cunosc în Ieremia 2:8. Și dacă nu mă cunosc, se face o confuzie. Doamne, Doamne, ce confuzie se face. De ce avem probleme mari în exersarea darurilor Duhului Sfânt? Pentru că nu cunoaștem cuvântul. Și fiecare spune ce vrea, că spune cum vrea, fiecare se crede că l-a auzit. Eu cred că Dumnezeu are proroci. E un crajel lucrare de prorocie, mă bucur de voi și la noi, în adunare, avem tineri peste care Domnul a turnat darurile ale Duhului Sfânt și îi încurajăm. Chiar la ultima întâlnire de comitet din săptămâna trecută, am pus problema ce facem cu tinerii care au primit daruri în vremea de stăruință și care acum nu se manifestă. Și ne-am propus și noi rugăciuni, post, întâlniri, creat un cadru propice pentru exersarea darului lui Dumnezeu. Dar oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia din Ieremia 2:8. Preoții nu mă întreabă, păzitorul legii nu mă cunosc, prorocii prorocesc după Baal. Și asta e rău. Bani că mai fac și rugăciuni și mai sunt și pocăiți din ăștia. În versetul 27, de tot din Ieremia acolo spune, ei zic, lemnul, tu ești tatăl meu, niște idolatri, dar când sunt la necaz, spun, Doamne, scapă-mă. Trăiești cum vrei. Faci ce vrei aproape. Nu te supui rânduiele, nu te interesează pocăința. Și când ai un ecar, repede pe letra în mort. Doamne, scapă-mă! Dar de ce nu te-ai rugat așa acum 2 săptămâni? N-ați întâlnit pocăinți din ăștia? Ăștia sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu slujește în fiecare zi și în fiecare clipă. Să ne ajute Domnul aceasta. Deci ignoranța asta, necunoașterea, afectează și învățătura, și slujirea, și trăirea noastră de zi cu zi. O afectează. În Ieremia 9:3, promovată minciuna, au azi cu limba întinsă ca un nar și spun minciuni. Da. În același 1 Samuel, capitolul 2, el au aflat că băieții lui se culcau cu femeile de la ușă.
era promovată imoralitatea. Păi când nu-L cunoști pe Dumnezeu, la ce să te aștepți? E afectată și învățătura, și slujirea, și trăirea. Ăsta e pericolul de care am vrut să vă vorbesc în seara asta. Și mă rog Domnului ca să ne dea înțelepciune să cunoaștem cuvântul. Amin. Și să-L cunoaștem pe Dumnezeu, autorul acestui cuvânt. Doamne, ajută-ne așa. Versetul 1 din capitolul 14. Au vorbit în așa fel. Revin la gândul care l-am avut. Oare cum au vorbit Pavel și Barnaba? Că mulți au crezut. Cum ar trebui să fie vorbirea noastră? Câteva sugestii, tot acum spun amin. Eu vă spun că sunt foarte obosit, săptămâna asta am fost foarte bolnav, 3 zile am stat în pat, soția m-a îngrijit, cel puțin o jumătate nu m-am putut ridica, după aceea am început să-mi revin, și acum când fratele Ionel m-a invitat, spune, măi, du-te, ne rugăm Domnul să fii bine. Și eu mă rog Domnul să fiu bine. Acum, câteva recomandări. Cum trebuie să vorbim noi? Eu am spus, vorbirea noastră trebuie să fie una hotărâtă. Da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Am povestit eu odată că eu, crescător de animale fiind, avem o juncă de vândut. Și nevastă mi-a spune, măi, fără 45 milioane nu o dăm. Deci tu eu cer mai mult și mai negustez. Pornit un negustor să-mi o cumpere. Ca așa e la vândut și la cumpărat. Ăla intră în mașină, spune, pace Domnului, frate Dragoș. N-am oprins că-s pocăit, mă cunoștea. Că-s pocăit, mă mai cunosc oamenii. Am oprins cu fratele Ionel să mănânc undeva când era foame, la masa de alături, pacea Domnului, frate Dragoș, pacea Domnului. Aici ne-a rătăcit. Și am ieșit în câmp cu GPS-ul Ionel. Și-o plătisat, am dat niște porumb, mi-a spus tot o femeie de la GPS de acolo, nu știu, întorceți-vă înapoi. Și era o familie, zic, nu vă supărați, spre daia română. I-a zis, așa, Domnul, frate, dragoste. Era cu mașină, cu bărbatul, te cunoaște. Nu te luați-o prin... cu girul, giru. Luați-o prin coace și am ajuns aici, la voi. Zic, mă, când te cunosc, oameni, omul ăsta intră în o brată, spune, așa, Domnul, frate, dragoste. Frate, dragoste, nu ne negoțăm mult, spune cât face și eu îți dau bani și plecăm. Da, o vostru să fie, da, am spus mai puțin decât m-am gândit. Când nu mai era roze nebuțat, știi? Mai, da, o vostru să fie, da, și nu, o vostru să fie, nu. Ce trece peste asta? Cine face rău? Asta mai înseamnă ceva. Când faci o promisiune, ține-te de ea. Păi la ora 9, frate, că să ne întâlnim, da? Eu o plăzie, ce vorbim, sper că scând, da, am spus venirea 9. Ce gândești omul ăla de mine? Și câți pocăiți nu fac așa, nu respectă promisiunile, hotărârile. Măi, da-ul vostru să fie da și nu, nu. Și dacă ai făcut un jurământ în patul ăsta, ține-te de jurământul care l-ai făcut. Și fii o leacă mai hotărât, asta să-i spun și la păstori. Eu am fost într-o adunare mare, dar nu spun unde. Mare, mai mare ca asta. Undeva în Banat. Fratele conducător intelectual ne-au primit bine. Un foarte cuminte. Dar așa făcea niște anunțuri și așa vorbea că eu de aici nu auzim nică. Eram cu fratele Octavian, Octavian tot spunea, pune-o pe tare. Dar cel era bătrân, mai bătrân ca noi. Și când am ajuns să mă așez, frate, nu te spăra. Eu din spatele mea tare n-am auzit nici ce ai spus. Oare ce au auzit adunarea? Dar nevastă ți-a zis, spune frate, drag, și eu de 100 de ori am spus, dar nu mă ascultă. Măi, dacă eu vin aici la Ambon și spun fraților, nu trebuie să mă pui, că nu-s pregătit, păi, voi ce gândeți? Dacă eu dau impresia că nu-s pregătit, că nu știu, că sunt nesigur, eu am făcut 35 de ani la cale ferată. Am învățat un lucru. Locomotiva comandă vagoane, nu vagoane locomotiva. Locomotiva ne trage, nu împing vagoane locomotiva. Adunarea asta de aici, când vine, vrea aici un om hotărât, și clar. Să fie o vorbire hotărâtă. 2. Ca vorbirea noastră să aibă efect. Să fie o vorbire clară. Marcu 4:33. Domnul ne vorbea în pilde după cum erau ei în stare să înțeleagă. Măi, vezi ce auditoriu ai. Că dacă te duci și vorbești în Parlamentul Europei, da, o dânși tu 3 cuvinte mai grozave.
Dacă te duci la o țară, la niște oameni de rând, și începi cu niște exprese din astea care nici tu nu le știi, ce înțelegi oamenii ăia? Pavel spune pe la tine, dacă vorbind în felul oamenilor, eu recomand întotdeauna să fie un vocabular biblic. Amin. Cu vocabularul biblic, oamenii sunt învățați. Am fost la Sovata, cred că a fost și dumneavoastră. Au fost prezentate niște teme. L-am felicitat pe vreo 2-3 zi, măi, toate ideile tale le-ai argumentat cu versete din Scriptură. Și asta e grozav de bine. Frate, ce vrea Dumnezeu? Citim din Coloseni. Uite ce spune Domnul, citim din Evrei. Când vină cu tot felul de filozofii și filozof, îi știu, îi cunosc, i-am cercetat. Dar oamenii nu îi înțeleg. Deci întotdeauna, ca să fie predica, vorbirea cu randament, vorbește Domnul pe limba lui. Domnul să ne ajute. Am mai spus eu, să fie o vorbire sănătoasă. Ce înseamnă asta? Că spune în Tit acolo câte 2 cu 8, dă dovadă de învățătură sănătoasă. În primul rând, predică cuvântul. În fața, în ușa casei unde era adunat Domnul, era o mare mulțime, el le vestea cuvântul. Pavel spune lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2. Propovăduiește cuvântul, la timp și ne la timp. Frații mei, când vorbim cuvântul, n-are nimic ce să ne facă, ne atace. Am vorbit cuvântul. Eu l-am cunoscut pe fratele Căpățână de la Timișoara, un bun cunoscător, scria Biblia, poștia pe de rost. Și el îmi spune, băi băieți, eu nu predicam pe atunci, când ai să predici. Predica e așa ca o clădire, are pereți de rezistență și are pereți din ăștia. Când faci o baie, pui ridici 5 și îl te înguiești. Așa e predica. Predica bazată pe Scriptură e rezistentă. N-are ce face. Bazată pe filozofii, pe întâmplări, pe evenimente, pe lacrimogene, o să pune umorul și nu o să dărâmă sălbă. Pune umorul în predică, îți dă predică la o parte. Dar eu dacă predic din Scriptură, spun, na, parte cu Scriptura. Ha, tu văd dacă ai succes. Deci noi propovăduim cuvântul. Asta înseamnă o vorbire sănătoasă. Și mai e o problemă. Propovăduim cuvântul corect. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, da? Prin a ne băta meșteșugirile rușinoase și ascunse și ne facem vreni să fim primiți de orice cuget omenesc. Atunci când stricăm cuvântul, când dăm desligări la limita cuvântului, când dăm interpretări diferite, oamenii vor rămâne confuzi, vor ieși afară. Când odată spunem una și unul spunem alta la aceeași întrebare, oamenii vor spune, măi, care e adevărul? Și predica noastră nu va fi de efect. Pavel și Barnaba au predicat în așa fel că mulți au crezut. Să ne ajute Domnul și pe noi. Amin. Și în predicarea cuvântului mai spunea Apostolul Pavel, tot în 2 Corinteni, capitolul 5, că noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Dar mulți se propovăduiesc pe noi. E un an de tinereță pentru că am trăit, eu am 63 de ani peste, adică vin fără întrerupere la adunare. Așa. Am văzut tot felul de semne și minuni. Mai târziu am fost slujitor, chemat de frați, Domnul a făcut unele lucrări. Și eu spuneam, fraților, am fost la Bruzjeni, ne-am rugat pentru o soră, Dumnezeu a vindecat-o. Fraților, am fost la Botoșani. Odată mai e un frate de o parte, era să spun cine, și a spus, măi, vorbește la persoana treia, îți stă mai bine. Era un bolnav și au fost niște frați și s-au rugat și Dumnezeu l-a vindecat. Că Pavel a fost răpit în al treilea cer și a spus, cunosc un om care acum 14 ani, până la urmă am dedus noi pe vorba de el. Dar de prea multe ori Dumnezeu ne-a folosit pe noi. Și în loc să cadă toată slava pe Dumnezeu, ne furăm o participă din slava aceea. Și Dumnezeu nu împarte slava cu noi. Și cinstea El nu dăilor, e cuvânt scris, da? Deci, învățătura sănătoasă înseamnă să vorbești cuvântul, să vorbești așa cum e scris și să-L predici pe Hristos și nu pe tine. De acord până aici? Dumnezeu să ne ajute.
Ca să fie rentabilă, cuvântul ăsta trebuie să fie cu putere. Domnul Iisus vorbea ca unul care are putere, nu ca cărturare lor. Și acum spune Romani, orice cunoștință celor din Corint nu duce lipsă de niciun dar, da? Și în Marcu, Domnul însoțea propovăduirea lor cu semne, minuni și tămăduiri. Atâta vorbă facem și eu m-am gândit de mult. Merg la evanghelizări, mie mi s-a întâmplat când parcă mi s-a luat harul. Predicam că Domnul vinde, că Domnul ajută, Domnul lucrează, Domnul. Și în fața mea un paralizat stă ca pe bancă. Eu mă gândeam, înainte de a striga așa tare, să mă fi putut să spună numele lui Iisus cu alții, am mai avea nevoie să predic în ea. Câteodată e prea multă vorbă și prea puțină faptă. Și o recunoaște, eu predic Evanghelia, slujesc în adunare. Îi trebuie minunile, nu le facem noi când vrem, le face Dumnezeu când vrea. Că cineva întreba, băi, dar de ce nu dă Domnul niște darul de vindecare? Și altul îi spunea, un coleg de-al meu, băi, o dat dar de predicare și ăștia s-o ca să facă bani pe dânsul. O dat dar de prorocie și ăștia fac bani. Dacă dau un dar de vindecare, ăștia devine o patronță. Dacă sunt oameni, așa suntem noi oameni, Dumnezeu să ne ierte. Și Domnul Iisus spunea, băi, fără bani ați primit, fără bani să dați. Că de multe ori nu are efect predica, nu are putere predica, că noi ne căutăm foroasele noastre, să ne ierte Domnul. Ca o predică să fie bună, cu efect, tu trebuie să vorbești hotărât, trebuie să vorbești clar, trebuie să vorbești sănătos, trebuie să vorbești cu putere. Și trebuie să ai în predică o parte aplicativă. Și în vorbirea ta, că jurasonor e valabilă. Eu predic acum de David și Goliat. Goliat 3,25 m. Sulița cât mânerul de țesut. Zavi, coi, David cu piatra. Spun amin și plecăm acasă. Spui, băi, și ce vreau să spui cu asta? Până la urmă. Că povestirea asta o știm. Cele mai eficace predici sunt acele care au multă parte aplicativă. După ce am vorbit cu David de-o spart capul la Goliat și l-a omorât, de frață, uite ce avem noi de făcut din întâmplarea asta. Duceți-vă acasă și asta faceți. Atunci vorbește în așa fel încât mulți iudei și greci cred. Dumnezeu să ne ajute. Și cere oamenilor să aibă să o decizie. După ce a predicat Petru, după ce a auzit cuvântul lui Petru, el a spus lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? O vorbire sănătoasă, o vorbire rentabilă, o vorbire ca lui Pavel și Barnaba în Iconia, îi pune pe oameni în fața unei alegeri, în fața unei hotărâri. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea asta. Eu spun amin. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze între cuvânt și cuvinte, e mult de vorbit. Eu am vorbit de cuvântul lui Dumnezeu și de cuvintele noastre cum ar trebui să fie. Să aibă rădăcina toate în cuvânt. Că celelalte cuvinte nefolositoare avem multe versete, dar nu de cele predicăm. Noi vrem să slujim așa cu folos, să fim rentabili, Dumnezeu să ne folosească. Amen. Pericolul ignoranței, pericolul necunoașterii afectează învățătura, slujirea și trăirea. Recomandări pentru cuvintele noastre. Să ai un cuvânt clar, să fii un cuvânt hotărât, să fii un cuvânt sănătos, cu putere, care să provoace oamenii la aplicație și decizii. Dacă vreți, să ne rugăm pentru asta. Domnul să ne dea înțelepciunea asta, călăuzirea asta de la Duhul Sfânt, ori de câte ori deschidem gura să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Da? 1 Petru 4:11. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere tuturor. Vorba noastră să fie o vorbă cu putere. Și frață, și surorile, și la școală, și între vecini, și la muncă. Când ne deschidem gura,
vorba noastră să fie însoțită de putere, de exemplu personal de care spuneau aici frață, și Domnul să ne ajute la aceasta.